Centrul de reabilitare este de cele mai multe ori primul punct de contact cu Moldova pentru persoanele care se întorc acasă după o experiență oribilă în calitate de victimă a traficului de ființe umane. Creat în 2001, centrul acordă o gamă de asistență largă persoanelor care au fost incluse în programul de reabilitare. Toate serviciile medicale, psihologice, sociale și juridice sunt oferite direct aici, în mediul sigur și prietenos al centrului. La sosirea în Moldova, angajații centrului de reabilitare îi vor întâlni pe cei întorși direct de la aeroport sau la punctul de trecere a frontierei. Ei vor oferi informații detaliate despre programul de asistență și le vor organiza transportul spre casă sau îi vor însoți până la centru. Beneficiarii programului de reabilitare au dreptul la asistență pentru reintegrare în societate. Astfel, beneficiarii pot alcătui împreună cu asistenții de la centru un plan de reintegrare. Acesta va cuprinde diferite tipuri de activități. Consiliere psihologică. Suport psihosocial, juridic, ajutor medical, dezvoltare socioeconomică, profesionalizare, educație, etc. Centrul de reabilitare referă beneficiarii la responsabilul echipii multidisciplinare de la locul lor de trai, informând unitatea de coordonare a Sistemului Național de Referire. Sistemul Național de Referire oferă posibilități de colaborare în baza următoarelor principii. Exprimarea acordului victimii traficului de a beneficia de asistență și protecție. Excluderea discriminării. Asigurarea procesului la asistență, indiferent de acordul sau dezacordul victimii de a colabora cu poliția. Respectarea confidențialității informației și inviolabilitatea vieții private a victimelor traficului de ființe umane. Abordarea individuală. Autodeterminarea. Alegerea propriului făgaș al vieții. Acordarea priorității drepturilor și intereselor specifice ale copilului. Centrul oferă reședință temporară, consiliere psihologică, servicii sociale, asistență medicală, asistență juridică, programe educaționale, activități creative, asistență de reintegrare.